Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Invitatul nostru de astăzi este domnul Mircea Manolache, candidat din partea Partidului Mișcarea Populară pentru Senatul României. Bună ziua, domnul Manolache, bine ați revenit în noastre. Bună ziua, dumneavoastră, telespectatorilor și cei care ne urmăresc cu atenție, pentru că acest an, din punctul meu de vedere, va fi un an decisiv pentru Moldova. Domnul Manolache, în emisiunea trecută în care ați fost prezent în Sudorul noastre am discutat despre principalele proiecte pe care dumneavoastră le veți susține în Parlamentul României proiecte care vizează pe lângă bunăstarea României și creșterea din punct de vedere economic a zonei Moldovei și aș vrea să vorbim astăzi puțin despre mult discutata autostradă Ungheni-Iași-Târgu Mureș de ce considerați dumneavoastră că este necesară această autostradă? Din toate punctele de vedere. În primul rând, aș vrea să reamintesc, respect pentru dumneavoastră, faptul că eu mă ocup de transport din 1995. Din 1995 până în prezent, vă pot da foarte multe exemple negative, tragice, grele de suportat pentru familii, pentru prieteni și pentru noi ca operatori de transport. Dacă ar fi să, să spun despre ce este vorba, sigur, nu ar fi un moment foarte bun, un moment foarte cald, e un moment foarte trist și vreau să vă aduc la cunoștință că numai în anul 2015, pe șoselele Patriei, da, și mă refer aici numai la regiunea 1 nord-est, avem un număr de 4111 accidente dintre care... Asta înseamnă în jur de care, pe zi. Da. Deci cu victime, dintre care 6211, 1, 6.211 victime, dintre care, atenție, 323 de morți. Încă o dată în plus, vreau să vă spun că asta fac eu. Eu nu știu să fac altceva decât transport. Bun, dar dumneavoastră considerați că numărul acesta mare de accidente <coughs> se datorează numai infrastructurii. Da, în mare parte da, în proporție de 80%, ca să fim mai exact, numai infrastructurii. Și vă dau un exemplu. Zile trecute am asistat fiind în drum spre o comună din județul Iași, fiind în campanie, am asistat exact la un eveniment neplăcut Datorită faptului că acea stradă, acel drum județean era practic, avea pe carosabilă pământ în urma unei ploi. Deci viitorul a dus în stradă nemol. Da, noroiul. Noroiul. noroiul dat deci, seama ce... și în momentul în care șoferul și-a dat seama că a ajunge într-o zonă aproape de un pod unde era colmatat, a pus frână, a s-a la peste cap. Greu de înțeles, dar da, asta bun, e. Bun, aici ar putea dar asta fi... E. Doi, dacă îmi permiteți. Vă rog. Vreau să vă spun un lucru. În toată, în, pe toată lungimea asta, să zicem, de la Iași, Târgu Neamț, dacă mergem prin Borca sau pe privati la Dorne sau pe la Durău, vom constata, de la coada Iazului, da? da, de la Bicaz, vom constata, constata că din 30-30 de metri găsim cratere, găuri în, în, în asfalt. Acest lucru se datorează, cred că, proastei execuții. Dar noi, transportatori avem o mare problemă. Gândiți-vă că nu avem de unde să cunoaștem foarte în detaliu traseul, drumul. Apar peste noapte. Spre exemplu, în urma unei ploi mai torențiale, apar cratere. Da. Acele cratere sunt, practic, necunoscute de către șoferi, de către operatori. Avem un mijloc de comunicare, avem acele stații care comunicăm și știm cam ce se întâmplă pe traseu. Dar sunt situații când, când nu întrebi, poate ai stația credeți că auto Credeți autostrada a, a rezolva, stație, a rezolva problema Acest acesta? lucru cu siguranță. Tocmai de aceea vă spun că aseară am participat la o dezbatere la uh, registrul uh, comerțului, de fapt nu încerc scuze, la casa de uh, de industrie și servicii, mai bine, adică la la Camera de Comerț și Industrie, scuzați-mă. Și, și s-a discutat de, tema... Da, unde a fost o prezentare făcută de câțiva colegi, candidați, bineînțeles, de la celelalte partide. Sigur, a fost o dezbatere pe larg, o dezbatere constructivă. Iar la un moment dat, un domn, un domn profesor, de la Facultatea de Istorie, a intervenit și a spus doar atât. Indiferent cum se va face această autostradă, Trebuie făcută cât mai repede. Am intervenit pentru că a fost un dialog, am spus foarte clar, această autostradă trebuie făcută pentru că nu e un lux, e o necesitate pentru noi, moldovenii. Dacă un alt contracandidat de la un alt partid politic a venit și a expus acolo o mie de cifre, ne-a expus într-un fel aparte, dar ceea ce a spus în proporție de 50% se apropie de adevăr. Deci creșterea economică, în condițiile în care ai infrastructura bună, se datorează faptului că va merge turismul, da? Ca orice om, eu vă spun sincer, mie mi s-a întâmplat de multe ori să urc pe autostradă, chiar dacă... Și să chiar de dacă, de mai mare dragul sincer, pe Vă dau <coughs> un exemplu, veneam de la mare, m-am dus undeva spre București. Cred că am încurcat eu ceva și am văzut-o așa de frumoasă, atât de proaspătă, normal <coughs> că m-am urcat pe ea și m-am dus de plăcere. La am dat nici nu am dat seama unde sunt. Am fost nevoit să întorc pentru că mi-a plăcut așa de mult, e, e o plăcere, bun, e o satisfacție dar, bun, să poți conduce un autoturism pe, pe o șosea bună, pe o autostradă. De ce vă spun acest lucru, dragi Nu uh, Lucrez cu oameni. Am 236 de angajați. Asta fac de ani buni. Cunosc foarte mulți transportatori, cunosc foarte mulți șoferi care activează pe raza județului și mă refer aici la transportul de persoane și. Uh, Județean și interjudețean Sau cei care merg în afară Și sunt pe, pe autocare Îmi spun tot timpul, Dom. domnul Manolache Conduc cu așa o plăcere în afară Iar în momentul când am intrat În patria noastră Pe drumurile patriei S-a terminat s -a terminat. Vin cu așa plăcere până la Granis, până la Boșa Până, mă rog, pe unde intră el da. Zice, domnule, e o plăcere Așa este Săptămâna trecută am fost în Brașov Am trecut Oituzul Când am ajuns în Brașov am făcut dreapta pe șoseaua de centură. Am avut senzația că deja sunt spre Austria. Două benzi pe o parte, două pe altă parte. Deci, O sperăm să avem și noi o de centură, domnule. Poduri, sângeratoare, toate, toate semnalizate cu pancare de mari. Mai sunt 500 de metri, faci la dreapta, te duci spre Bran. Mai sunt 500 de metri, faci spre, mă rog, spre Bun, dar Brașov spre Târgu Mureș, spre Curtea de Argeș. Din, vreau să vă întreb într totuși un lucru. Din punctul dumneavoastră de vedere, în ce perioadă de timp ar fi gata autostrada? Să zicem că începe de astăzi. În cât timp credeți că s-ar -ar termina autostrada Iași? Târgu Mureș. De pentru domnilor, că dacă îți face Iași, Târgu Mureș, domnilor, Arunghenie... Am spus-o șase seară la Camera de Comerț și Industrie. Scuzați-mă pentru da. că am confundat. La Camera de Comerț și Industria am zis asta foarte clar. Deci trebuie o voință politică. Trebuie un om de fel, un om hotărât, un om care... În și aici adevăr, vorbiți vine de către Ministrul Transporturilor? Vreau să vă spun un lucru. La momentul de față, noi, Cotaru, Comunicația Operatorilor Transporturilor de, de România, am demarat această strângere de semnături. Da. Știți foarte bine că ne-am stabilit un target de 500.000. Avem 148.000 de semnături. Aseară am discutat și cu colegii, din, de la alte partide, de consilieri, candidați, să facem froncumă. Nu contează cu e proiectul. Proiectul autostradă nu este al cotarului, este al Moldovei. Toți să punem numărul, să ne canalizăm, strângem aceste semnături. Indiferent, vă spun, că mă calific sau nu mă calific, acesta este un proiect de suflet și mă interesează foarte mult. Voi strânge acele 500.000 de, de semnături, le voi aduce în piața unire, facem un inventar în fața dumneavoastră, încerc să constituim o delegație, ne deplasăm la București, indiferent care va fi acel guvern, Arătăm opțiunea noastră că sunt 500.000 de semnături, iar autostrada trebuie făcută. Se poate face foarte repede și pentru un partener public-privat. Deci se poate, acest lucru se poate. În Slovenia s-a făcut, în Bulgaria s-a făcut, în Croația s-a făcut acest lucru. Gândiți-vă că în momentul în care această autostradă se va face, eu consider că în maxim 3-4 ani, Pata asta a Moldovei, și mă refer la regiunea 1 nord -est, ar crește din punct de vedere economic cu cel puțin 15%. De ce? Pentru că autostradă, cu siguranță, o să vină investitori. Unul să-și deschidă o benzinărie, unul un să-și facă un hotel, hotel că... să-și facă nu știu ce. Vă întreb eu pe dumneavoastră, dacă am legat Moldova de Ardeal, să ajungem la Târgu Mureș, Ceea ce spuneți dumneavoastră că se va face, haideți să facem o probă. Eu vă garantez că această autostradă s-ar face într-una jumătate, dacă s-ar face un partener public-privat cu China. Eu sunt convins, pentru o scrisoare deschisă, guvernului chinez, dat în concesionare această autostradă pentru 49 de ani, cu întreținere, cu taxe, cu tot, plătesc taxe impozite, ar veni bani la buget, n-am investit noi, infrastructura ar fi perfectă, știți ce fac chinezii, da? Și atunci vă trebuie pe dumneavoastră, unde este voința politică? Nu există. Doi, nu există pentru că la momentul de față am crezut cu tărie, chiar în al lea ceas, că Partidele politice, că a fost o reformă și de partea stânga celor din stânga e și, și a celor din politica. dreapta, mă refer la partidul din dreapta, da. la partidul din stânga, care sunt mai mari, doi poli. Am crezut că actualii lideri reușesc să-și să impună oameni din Moldova, oameni din Iași, oameni care interesează proiectele Iașului și a Moldovei. Nu. Ați văzut, în toate listele lor apar oameni de la București, de la Pitești sau din altă parte. Vă întreb eu pe dumneavoastră. Am rămas uimit de un partid, de alde. Domnule, ce fel de personalitate mai poți avea atunci când ai fost în Senatul României patru mandate sau cinci? Când vezi că ți este frică, te duci în partea spre Camera Deputaților, pentru că procentul e mai mic și ai șanse să câștigi. De ce? Eu candidez nu de frică, nu candidez din obligație. Eu candidez pentru că așa mi-a cerut colegii des pentru ieșiri, des pentru iași, cândesc pentru Moldova. Nu este o pagubă dacă nu intru și nu mă calific. Dar dacă mă calific și nu reușesc, într-un timp relativ scurt, să aduc toată societatea civilă, toți oamenii politici la masa discuțiilor și să avem un numitor comun, nu e o treabă bună. Trebuie de îndată să aducem să înțeleagă că fiecare dintre noi avem un obiectiv. Obiectivul nostru este obiectivul Moldovei. De ce vă spun acest lucru, dragi telespectatori? Iașu, Moldova, a dat la 1822 primul proiect de Constituție a României, pe 13 septembrie. 1859 le-a dat capitala bucureștenilor. La 1866 le-a dat primul domnitor al României, da? Alexandru cuza. La 1866 le-a dat prima Constituție a României, care ce a făcut? 47 de ani de de liniște. Da? De liniște. Bun, dar, acum, suntem, în 47 în 2016. de ani de liniște. 47 de ani de liniște, da? Ce-a adus România? Perioada de creștere interbelică, da? Toată Europa a văzut că în România e liniște, hai să investim. Ce se întâmplă? În politică și din cauza politicei n-a fost liniște în România. Știți foarte bine, fiecare a destămat partide, fiecare s-a unit într-un partid, fiecare s-a lipit într-un partid. De fapt, sunt aceiași actori pe scena politică care urmează ce? Să scape de dosare penale, să scape cumva prin faptul că ajunge parlamentar și la imunitate parlamentară, asta ar trebui scoasă. Dacă ea s-ar fi scos acum o lună sau două în urmă, această chestie foarte importantă care intri în Parlament, gata, imunitate și salut, vă spun eu că toți ar fi fugit din țară. Toți. Toți candidații care au probleme ar fi fugit. Ar fi fugit eu, și clasa eu, politică într-adevăr ar fi existat așa cum o vedem noi toți, reformată Acest lucru nu s-a întâmplat La ora actuală este clasa politică reformată din nu, punctul meu de vedere? Nu, nu, pentru că vă spun un lucru Atâta timp cât o listă se face de către organizația de la Iași, a fiecărui partid Și la București e ajustată, completată, discutată și pe bani nu se face nimic. Ați făcut o afirmație gravă. Nu o, o, se face nimic. o afirmație, și o afirmație gravă. Nu, 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 ce afirmație adică... gravă? Domnul. Da, domnul. Nu. Domnul, eu, 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 Miron, am vrut să vă spun ceva. Abia acum Triunghiul Puterilor în Stat funcționează. Și văd că acum Triunghiul Puterilor în Stat se demonstrează clar ce face. Statul din 2010, odată cu intrarea președintelui Băsescu, vorbim de democrație. Și vă spun și de ce. A încercat să pună statul de drept în linie, să funcționeze conform legii, conform Constituției. Deci, președinte să vecheze, cei din dreapta Parlamentul să gândească, să dea Legele. legi bune pentru popor și executivul să le pună în aplicare. Nu s-a întâmplat acest lucru. Știți de ce? Nu exista voință politică. Toți actorii de pe scena politică s-au gândit la familii, s-au gândit la bani. Dați-mi și mie un politician N-am -am cum să vă dau, pentru că acum, tocmai am ajuns la finalul acum, ediției de astăzi. Care are curajul să vină să spună în față, domnule, eu sunt ăsta, am o meserie, nu mi-este frică, nu mi-este teamă, nu mi-este nimic, pentru că dumneavoastră nu o să mă alegeți. Da. De ce? le este foarte frică, pentru că în spate vin cei cu tăvălucul, da? Vine statul de drept, cu instituțiile de drept și pune în aplicare legea. Păi vă dați seama ce disperare pe ei. e disperare mare, știu, 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 știu. mare, mare pentru că dacă trebuie nu impre, să vă opresc, Trebuie să vă opresc, să pentru să că am terminat. Acolo unde le este locul. Din păcate, dragi ieșeni, vă rog din tot sufletul, pe data de 11 decembrie, să ieșiți la vot, să votați de această dată Partidul Mișcarea Populară, un om din popor, să ajungă senator. Mulțumim pentru participarea la emisiune, doamnelor și domnilor, aici se încheie de astăzi, într-un final puțin în forță cu domnul Mircea Manolache, candidat din partea Partidului Mișcarea Populară la Senatul României. Mulțumim pentru atenție, până data viitoare. La revedere!